Există această tendință la colegii noștri din țară și vă dau exemplu, Brăila, Galați, Iași, foarte mulți, care imediat s-au dus și au mărit prețul la apă. Îți dă voie legea să mărești prețul la apă. Pentru că componenta energetică este foarte mare. Noi am avut o altă politică și vrem să, și e foarte bine că m-ați întrebat, că vreau să și ridic o problemă extrem, extrem de importantă. Prima treabă pe care noi am luat-o în serios, am zis, ce este cel mai scump? Energia. Haideți să găsim soluții să producem energie. Am trecut de urgență și am înființat un compartiment care se va ocupa numai de producție energie. Știți foarte bine că am făcut și un prim proiect pilot. O să și vă arăt în direct aici cum funcționează acest proiect pilot. Lucrăm în momentul de față la 11 proiecte pe partea asta de fotovoltaice. Mai avem încă în lucru, deci lucrăm efectiv. Avem încă în lucru 17 proiecte în zona de studiu de prefezabilitate. Am pregătit o echipă de 10 oameni pe care îi școlarizez la o companie din orașul Constanța care face școlarizări pe bani europeni ca să poată să construiască parcuri fotovoltaice, să construiască eoliene, Monster, dacă ați auzit de Monster, de firma Monster, face aceste cursuri pe gratis. Am 10 colegi de mei care de săptămâna viitoare merg să facă aceste cursuri. Și ne-am focusat pe partea de energie. Dar nu-i de ajuns mai energia asta. Noi avem foarte multe proiecte, vreau să vă spun ce mai facem în zona energetică. Un alt lucru extrem de important la o companie care este de mărime în oraș Constanța, ca să pot să atenuez șocul acestor prețuri care sunt din ce în ce mai necontrolabile. Trebuie să aduci bani, dar nu numai din apă. E ușor să mărești prețul la apă și să scapi de o problemă, că ai monopol și lumea n-are încotro, trebuie să ia apa de la tine. Dar nu asta este soluția. Deci aducem bani cu firma noastră de dezvoltare, avem o firmă, o direcție de construcții pe care am întărit-o, pe care o dezvoltăm și vom face lucrări cu terți. Lucrări cu terți însemnând să facem lucrări în apă și canalizare, pentru că toată lumea vine la noi la companie și cere de la direcția tehnică, cere un aviz pentru o dezvoltare imobiliară. Sunt în zona Bucureștiului, unde noi trebuie să vă spun că ne-am orientat, ne-am dus după bani, în zona Corbeanca. Se dezvoltă foarte mult zona aceea. Avem proiecte în lucru de 100.000 de euro și în discuție de încă 400.000 de euro. Deci echipele noastre lucrează acolo și aduc venituri. Până acum am reușit să facem 1.000.000 de euro în primele 4 luni, venituri cu această direcție de construcții. Avem la Onești de 1.000.000 de euro. Dacă intrăm pe proiectele europene, acolo unde avem problemele dat create de firmele acestea care pleacă de la noi companie, cu siguranță vom depăși 4 milioane de euro venituri. Noi ne-am propus în planul de buget nostru 3 milioane de euro să aducem, pentru că să ușurăm povara acestor creșteri necontrolate. Nu se poate altfel. Din păcate, noi suntem o companie foarte puternică. Trebuie să recunoaștem că avem și zona litorală care ne ajută vara, dacă avem turiști, ne ajută. Și atunci suntem hotărâți să diminuăm aceste creșteri care sunt necontrolate prin altfel de acțiuni. Dar cea mai importantă și cea importantă chestiune este că avem nevoie, în continuare avem nevoie de legislativ, de oameni care trebuie să ne ajute să putem să aducem bani europeni și să investim, că nimeni nu iese din criză dacă nu investește. Să investim în zona energetică, în energie. Vreau să vă spun și sunt supărat tare de tot pentru că n-am reușit să accesăm noi pe acest ghid specific din PNRR, unde sunt 480 de milioane de euro pe partea de energie verde, n-am putut să accesăm nimic. De ce? Pentru că am pus niște condiții pe care nu pot să le îndeplinesc. Mi-a pus mie să nu fie parc mai mic de 400 de kW. Ori eu nu pot să îndeplinesc această condiție. Eu produc energie în zona în care eu și consum. Eu nu produc să o bag în sistem, să devin furnizor de energie și să mă duc și să mă întorc și să... Nu vreau să fac acest lucru. Sperăm că la următorul ghid, care va fi pentru proiectul acesta de modernizare, nu? Fondul de modernizare de 13 miliarde de euro. Ați văzut că toată lumea vorbește de 13 miliarde de euro. Noi sperăm că acolo să fie un ghid unde să avem și un acces, pentru că eu lucrez, am vreo 500 de puncte de lucru și vreau să produc energie în zona respectivă, deși lumea spune, de ce faci 30 de parcuri fotovoltaice? Le fac pentru că mi este mai comod ca toată energia care o produc să o consum acolo în interior. Deci eu trebuie să fac lucrul ăsta.
Și ne agităm acum și în momentul în care apare în dezbatere acest ghid, să venim și noi, pentru că aici n-am avut nicio contribuție, nu ne-a primit. A zis, ce? Nu se poate. Deci nu a fost corectă treaba asta, abordarea față de operator. Pentru că este în felul ăsta operatorul, nu se mai duce imediat la schimbarea prețului la apă. Faci investiții, aduci bani și faci investiții în zona de energie și îți menții prețul la apă. Deci asta vrem noi să facem. Acum și o să vorbim, apăsat, o să mergem la minister și o să le spunem, fraților, trebuie să ne ajutați. Nu sunt numai în situația asta. În situația asta sunt toți operatorii de apă. Marele avantaj al nostru este că suntem un operator regional. Noi vindem în jur de 50 de milioane de metri cub de apă. Noi atenuăm altfel aceste șocuri față de operatorii ăștia care sunt de 10 mai mici decât noi.